Mulțumesc. Despre aceste evenimente am auzit și apreciez faptul că guvernul din Moldova vrea să stabilizeze sectorul bancar. Mă refer mai ales la discuțiile cu Fondul Monetar Internațional și noi astăzi am vorbit despre experiența de transformare. Din păcate și Republica Cehă în anii 90 a trecut prin criza bancară care a fost legată nu de fapte criminale, dar de faptul că băncile au împrumutat mijloacele fără să aibă suficiente garanții. A fost în anii 90 când se dădeau credite fără să fie garanții. Noi a trebuit să sanăm această situație din mijloacele statului și avem experiență din stabilizarea sectorului bancar și suntem gata ca să împărtășim experiența noastră în acest domeniu. Sectorul financiar, sistemul bancar, stabilizarea lui este foarte importantă, creează bazele pentru dezvoltarea economică. În Republica Cehă am făcut experiența că tocmai o stabilizare bună a sistemului bancar, reglementarea strictă din partea statului a adus la o creștere economică bună în Republica Cehă.